Vara, Igor Dodon a promis fermierilor moldoveni un cadou de 50.000 de tone de motorină de la Vladimir Putin. După o perioadă de tamtam prin presa socialistă, cadoul Kremlinului s-a redus la un ajutor bănesc ce ajunge pentru doar 4.700 de tone. Despre motorina rusă, Igor Dodon a început să vorbească încă în iunie, iar în august promitea deja cantități concrete. Știți că am avut o vizită în Federația Rusă tună trecută? M-am adresat cel mai probabil vom primi câteva zeci de mii de tone, vedem 40-50 de mii de tone de motorină. Motorina aceasta va fi tot gratis acordată agricultorilor pentru lucrările de toamnă. De la milionă hectar, de exemplu, în Gheorghe, la milioane hectar, am 700-800 tisici, care pastradale za zasuhi, asta 50 litri la hectar. Pe 23 septembrie, Igor Dodon schimbă macazul și spune că Moldova a cerut totuși bani și nu motorină de la ruși. Pentru noi ar fi mai bine să fie în formă bănească acest suport de partea Rusiei, pentru că el mai ușor îl transmiți la agricultori. Motorina, până când o aduci, o stochezi, o transmiți, va dura. 5 zile mai târziu, în cadrul unui videochat cu Igor Dodon, Vladimir Putin a anunțat că va aloca 500 de milioane de ruble în calitate de ajutor umanitar pentru a oferi combustibil întreprinderilor agricole. Prima tranșă va constitui jumătate din sumă. По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи. Это в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо, как вы и просили. Первый транш у нас подготовлен наполовину этой суммы. Мы ждем от вас, Игорь Николаевич, списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке. Adică ajutorul real acum va fi de 250 de milioane de ruble. Pentru a doua tranșă nu a fost anunțată odată, dar Igor Dodon are cică altă veste bună pentru agricultori, reduceri la Lukoil. Мы дадим список тех, которые получили эти российские деньги. И Lukoil будет готов по этим предприятиям в объемах этой помощи дать скидку 10-12% на дистопливо, которое они купят сегодняшнего дня по 1 мая следующего года. Cu aceste cifre la dispoziție, putem calcula ce a rămas într-un final din promisiunea inițială a lui Igor Dodon, 50.000 de tone de motorină. 250 de milioane de ruble, egal 53.775.000 de lei. Pe site-ul Lukoil Moldova găsim prețul la motorina Euro 5, cea mai ieftină. Pe 6 octombrie 2020, un litru se vinde cu 12,95 de lei. Aplicăm reducerea maximă de 12% și obținem 11,39 lei. La acest preț, din ajutorul rus pot fi cumpărate aproximativ 4.700 de tone de motorină, adică de 10 ori mai puțin decât a promis inițial Igor Dodon. Insuficient pentru fermieri, dar îndeajuns pentru a alimenta mașinăria propagandistică a PSRM în ajun de alegeri.